Ah, ce zi minunată și liniștită, nu? Munca ta de o viață ca stivuitorist calificat în sfârșit a dat roade. Ai reușit să spui suficienți bani de o parte din salariul tău mizer să te obișnuiești să trăiești doar cu un rinichi ca să-ți cumperi o casă cu o curte frumoasă în Turda. Ia uite-și ce peluză impecabilă ai! Cine-și mai pune roșii, ridic și șalate oricum? O peluză goală ca și creativitatea ta îți este suficientă să satisfacă nevoile trupești. Se pare că un aurola chiar îți calcă peluza. No, pregătește-ți crocsul exact ca săptămâna trecută. Dar stai, îți mai mulți. Nu știu ce crocodil o băga băieții ăștia grei, însă par destul de... morți. Repede, e timpul să-l ascultăm pe taximetristul ăsta nebun și să împânzim peluza în mod defensiv cu plante magice ca să nu ne intre în casă și să ne mănânce belengherul. Vă salut și bine ați venit la logica jocului, Plants vs. Zombies. Unul dintre cele mai îndrăgite jocuri ale copilăriei mele, dar și un joc de strategie foarte important care a influențat personalități istorice precum Winston Churchill, Attila Hunul sau prințul Arthas Menethil din Lordaeron, în a-și consolida gândirea logică și luarea deciziilor deloc controversate în timpul situațiilor sub presiune. E un joc foarte bun și ca orice joc foarte bun care există, nu are niciun sens! Și astăzi o să vedem de ce. Așa că așezați-vă comozi, puneți-vă un bol de semințe de floarea soarelui și minunați-vă la minunea ce este acest Plants vs. Zombies. Nu știm de ce zombii ne atacă fix pe noi și de ce nu s-au gândit să-l atace pe vecinul de sus dacă a observat că le opunem rezistență. Poate pentru că n-au creier. Și cred că nici locuitorul locuinței n-are creier, că altfel ar fi putut să fugă pușa din spate și jocul ar fi fost gata. No, asta e, n-ai de ales, se pare că e timpul să-ți folosești cunoștințele acumulate de ore întregi de vizionat Agro TV în weekend ca să-ți aperi casa cu plante vii de dimensiunea unui om în tătă regula. De ce? Pentru că așa au zis Dave Nebunu! Cine-i Dave Nebunu? Să mă apula dacă știi. Polițaii cred că-s la pariuri sportive acum, așa că am face bine să ne apărăm cu ce avem la dispoziție, nu? Plants vs. Zombies e un joc atât de eco-friendly încât ar face un corporatist clujan beșit să explodeze și roaie de slobozi în chiloței, pentru că trebuie să exploatăm energia solară la scală industrială pentru a ne susține aparatul de război din grădină. Așa că dă din buci ca la turci floarea soarelui. Tati are nevoie de energie solară, fără îngrășăminte chimice, fără îngrășăminte naturale. Doar zeamă de soare. Oh, yeah. Plantele n-au absolut nicio noimă și din punctul meu de vedere o mitralieră GPMG de calibru 50 ar fi făcut treaba mult mai bine în situația asta. Băiatul ăsta regurgitează mazăre și nu, știu la ce te gândești, nu-i de băga puțire așa, explodează. No, aparent ăsta e un cartof care bubuie pireu când calcă zombii pe el, dar am crezut toată viața că e o nucă. E destul de drăguț să-mi aduce aminte de castorul Titi. Tă, băiatul mazăre numai regurgitează mazăre congelată proxy, o plantă carnivoră. Care așa rumega la zombaleză și că-i vacă. Tot băiatul mazăre numai că-i nervos. Bineînțeles, arealul de ciupercase. Ciuperca atomică! Un nufăr. Însă nu e un nufăr oarecare. Poate fi upgradat de la Dave Nebunul din Dubă în pisica UVU, care din punctul meu de vedere e cea mai OP plantă din joc, având proiectile teleghidate de rază mare. Bostanul gigant îți aplatizează toți cotropitorii cu gabaritul său, iar băiatul mazăre numai că accidentul nuclear de la Cernobâl n-a fost prea blând cu el. Algele din adâncuri! Jalapeno! Bă, serios, mai ești multe plante, să-mi bat pur... Planta țepoasă care sparge roțile la fraieri. Ce ai zis, băte, frate meu? Lampă. Ăsta-i vărul lui băiatul mazăre de la Cernobâl cu care nu mai vorbește nimeni. Fructul stea. La fel de inutil ca Patrick Stea, un bostan de Halloween cu scop de protecția virginității plantelor. Magnetul de păsărică. Frații vărzoi, păpușoi și pepenoi care recurg la tactici medievale barbare de catapultare a proiectilor. Câteodată păpușoi mai aruncă cunt. Ghiveciul bună tapă care îl spărgeai cu mingea de fotbal când erai mic. O bobă. Așa și mai îi usturoiul și astea la alte plante de nu o să le folosești niciodată, crede-mă. Ai încredere în mine. O să ai nevoie de tot arsenalul ăsta de plante, mai puțin de plantele despre care ți-am spus că nu o să ai nevoie niciodată. Cum altfel stea de acești zombii care clar au parte de un arsenal armat foarte dezvoltat din punct de vedere tehnologic. L-au băgat pe Michael Jackson în joc. Este un zombie tataie care dacă îi distrugi ziarul, îl ia bărzărul. Eu nu pricep de ce nu se enervează când plantele tale pur și simplu dau un ziar. Eu nu știu cum aș putea face rebus pe un ziar care mereu trepidează de la proiectile. Aș înnebuni. Alt zombie care este intitulat Gargantuaru e atâta de disperat încât recurge în a-ți propti plantele cu un stâlp de curent, boss mec. Dacă nu-i merge schema, îl aruncă pe frate s-o mai mic. Bă, eu de-asta nu mai zic nimica. Ia l-ai bă și punctiu tot din Valea Jiului de-o participat în anii 90 la mineriat. Wow, mulțumesc frumos că mă anunțați printr-o scrisoare redactată foarte formal de fiecare dată când urmează să mă atacați, stimabil zombie. Dacă ți-ai jucat bine plantele, te felicit. Ai supraviețuit invaziei zombie din fața casei tale. Dar stai, mai este!
Acum trebuie să-ți aperi fața casei pentru întuneric, după piscina și intrarea din spate pe timp de zi, după pentru întuneric, după pentru întuneric ceață și mai apoi chiar și pe acoperiș. O zi obișnuită în Turda, zic eu. Încă regreți că n-ai plecat de acasă când ai avut ocazia? Ei bine, semințele plantelor au cooldown după ce le plantezi, chiar dacă se presupune că ai parte de un stoc infinit de plante la dispoziție și nu are niciun sens. Nu cred că este niciun paragraf în Convenția de la Geneva care să specifice că anumite plante pot fi replantate numai după un anumit timp. Nu poți merge la luptă cu tot arsenalul tău de plante pe care le deții. Ai niște sloturi limitate în care îți poți selecta plantele pe care vrei să le folosești la începutul fiecărei invazii zombie, așa că trebuie să-ți evaluezi în tocmai deciziile și dacă vrei sloturi în plus, trebuie să le cumperi la niște prețuri exorbitante de la Dave Nebunu. Cât? $80,000 slotul de plante numărul 10? Că cam aș pe inflație, ce-ți cumperi de banii ăștia? Mai mult crack, ok? Nu-i nimic, că banii de care o să ai nevoie pică de la zombie și nu pricep de ce mai au nevoie de bani la ei dacă deja sunt morți. Oricum nu mai contribuie la taxe și impozite și nu-i ca și cum vin la tine în casă să-ți cumpere cu bani creierul. Nu vor să-ți-l mânce pe gratis. Îți poți scoate din pământ plantele folosind lopățâca și să pui alte plante în locul lor. Problema e că plantele pe care le scoți pur și simplu dispar, deși se presupune că le-ai scos cu tot cu rădăcină și le-ai putea replanta. Pe timpul nopții vei fi limitat la a folosi ciuperci. Și ciupercile la rândul lor au nevoie de soare, ceea ce n-are nicio noimă, pentru că ciupercile nu sunt plante. Ce-au părut poate devora orice zombie, chiar și un zomboni cu tot cu mașină. Dar nu poate mânca gargantuarul, ceea ce e foarte cretin. Dacă îi spargi roata la zomboni cu spikeweed, îi bubuie tătă mașina, așa că nu mereți la ce servis auto a fost zombonii că beliți pula. Jalapeno carbonizează tot zombie din calea lui, dar flegmătorul de mazăre ajutat de buturuga în flăcări nu le dă foc zombilor. Buturuga în flăcări trebuie udat în modul zen, deși... no. Păi, e foc și știți, apa stinge focul. No, explicați mie cum n-ai baronții ăștia din coaja nucii fără să jupă dință. Zombii ar trebui să aibă cea mai proastă dantură, ținând cont că n-au nici toți dință în gură și au și gingiile putrezite că-s morți. Cum știu plantele unde să tragă prin ceață dacă tu nu poți vedea pe unde vin zombalăi? La finalul jocului dăm de mintea din spatele acestei invazii de proporții epice. Doctorul Zombos, care nu înțeleg de ce are nevoie să ne ia creierul, că pare că ar deține un creier destul de masiv, dacă mă întrebați pe mine. Oh, nu, suntem atacați de un ditai robotul care ar fi putut să ne atace încă de la bun început, când aveam numai vreo câteva plante. Nu acum la finalul jocului, când avem acces la toate și chiar putem riposta. Oh, oh, literalmente ar putea să ne calce casa în picioare cu robotul și treaba ar fi fost rezolvată. Ce? Nu poate mânca piure de creier în pula calului? Plants vs. Zombies. Singurul joc unde poți recrea bătălia de la Mărășești, sistemul antirachetă din Polonia și testele atomice din războiul rece. Toate în același timp. Știți de ce n-are jocul ăsta niciun sens? Pentru că totul se întâmplă în halucinațiile schizofrenice al lui Dave Nebunu. Nimic nu e real. Sunt foarte curios și psihozel mai apucă și în Plants vs. Zombies 2. O să-l joc azi live la ora 15:00 pe canalul Zappi Live. Vă aștept acolo. Linkul către canal este în descriere.